la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat, precum a spus vouă. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli, iar pe voi vă vom face fără de grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare, nedespărțite trăim totdeauna, acum și pururea și-n vece.